Primăria Municipiului Chișinău a dat start proiectului pilot, prin care, în decurs de 6 luni, va testa funcționarea sistemului de achitare electronică în transportul public. Este o primă tentativă astăzi pentru 110 unități de transport, autobuze și troleibuze, a ceea ce vorbim de mult timp, achitarea electronică în transportul public din municipiul Chișinău. MasterCard уже на протяжении последних лет активно сотрудничает в рамках таких проектов с более чем 100 городами по всему миру. Мы успешно создаем, развиваем концепцию Smart City, концепцию умного города, развивая безналичные оплаты в различной городской инфраструктуре и особенно за оплату проезда в городском транспорте. Acest proiect a fost unul din proiectele noastre strategice, de care ne bucurăm mult că astăzi avem onoarea de a-l implementa pentru locuitorii capitalei. Achitarea fără numerar nu este doar o modă sau o tendință. Este un răspuns la necesitățile utilizatorilor și a timpului. Plata contactless este sigură, comodă și este mai igienică decât utilizarea numerarului, ceea ce este extrem de important în situația actuală. Plata poate fi efectuată cu un card bancar. Plata poate fi efectuată prin atingerea telefonului. Plata poate fi efectuată, nu am ceas electronic, prin atingerea ceasului electronic prin sistemele integrate care sunt în acest sens, inclusiv cele de tipul Garmin Pay. Călătorii care nu vor avea card bancar sau vor fi deținătorii unui abonament vor putea face plățile cu ajutorul taxatorului. Aceștia vor achita suma de 2 lei sau vor prezenta tipul de abonament, iar taxatorul va elibera un bon de plată. Noi avem 5 rute, dintre care 3 de troleibus și 2 de autobuz. Este vorba despre rutele 10, 22 și 30 pentru troleibus și ruta 2 și 5 pentru autobuz. Sunt practic rutele care sunt foarte aglomerate și ne-am dorit ca în aceste condiții oamenii să poată să deprindă acest lucru. O idee foarte bună pentru călători. Nu se bă mult chem cu bani, să-i scoată din buzunar, să-i aștepte restul ca să le dea. O să fie cardul, o să fie scos, achitat și le-a scoate cecul, le-a dat și o să fie mai ușor. Astăzi taxatorul este în interiorul unității de transport pentru a deprinde populația de a achita electronic în tot procesul, deci în tot ce facem noi astăzi la primărie. Nimeni nu este orientat să rămână fără lucru, noi ne specializăm, ne respecializăm. Conductorul va avea cartelă roșie la dumnealui, îi se mânează 2 lei, se achită, conductorul pune cartela roșie, scoate cecul și îl dă la călători. Care au abonamente este iarăși o cartelă galbenă care tot se află la conductor. Se, se apune cartela, se scoate cecul și se înmânează la studenta de lege. Proiectul este realizat în baza parteneriatului public-privat la inițiativa Primăriei Municipiului Chișinău și este primul de acest fel în Republica Moldova.